Într-o rezoluție adoptată astăzi, Parlamentul European salută cererea Moldovei de aderare la Uniunea Europeană. Eurodeputații solicită UE să ofere mai mult sprijin țării după ce aceasta a fost afectată de conflictul armat dintre Rusia și Ucraina. Acest lucru se datorează în principal sosirea peste 450.000 de refugiați ucraineni, din care aproape 100.000 au rămas în Republica Moldova. De asemenea, țara a fost afectată de diminuarea schimburilor comerciale și a creșterii prețurilor la energie și transport. Azi, 5 mai 2022, este un moment istoric pentru că Parlamentul votează și își arată solidaritatea cu această țară europeană. Și vă solicit tuturor să votați acest demers pentru că el aduce Moldova alături de România în marea familie europeană. Sunt medic de urgență, lucrez în Moldova, în Iași, la Spitalul Clinic de Urgență Nicolae Oblu și tratez cetățeni de o parte și de alta a Prutului. Și vreau de acum încolo, pentru că le știu problemele și dorințele, și Consiliul să dea un semnal politic ferm și clar apropo de aderarea acestei țări la Uniunea Europeană. Succes, Moldova!